Sistemul de living. Sistemul ai dărâmat living. Peretele, asta ne... Ai dărâmat peretele de aici. Am luat peretele de aici și l-am pus aici. Știți, la noi e o formă de Lego. Adică am luat peretele de aici și unul l-am dus aici. L-ai dus mai încolo. Dar nu v-am explicat că așa o să fie. V-ați de rândul trecut că așa o să vină. Sistemul de living. Iei peretele de aici și îl duci aici. Tur, ce-ai făcut aici? Sistemul living se întoarce la palat. Ce v-am spus eu? Ce că v-am dat un mesaj. Turci? Dacă țineți minte, v-am dat un mesaj și v-am spus că sistemul living visat acum 10 ani era doar ce acum 10 ani era doar un vis, acum a devenit realitate, nu? Ceva de gen. Totuși e încă micuț. Ai dărâmat peretele de aici. Am dărâmat zidul Berlinului. Dar până la zidul Berlinului, uitați balamalele care le-am pus la ușă. Hai să mă întorc aici. Cum le-am pus. Uitați-le. Uitați balamalele cum le-am pus. Uite-le, exact cum v-am spus eu, uite, că băgau șurub, că am băgat șuruburile alea în ușă, am fixat pe ușă, am mai băgat un piron aici ca să fiu sigur de rezistență, că n-aveam cum ar fi, am băgat un șurub aici și am îndoit-o invers și am băgat șurub și pe partea alaltă. La fel este și jos, balama, aceea sistem e pusă, decât că mi-a zis cineva că îi mai trebuie încă o balama sus aici undeva, pentru că toată greutatea la ușă e sus și trebuie sus să aibă două balamale, ca să stea ușa, să aibă greutate. Să stea pe greutate ușa, știți? După ce am pus ușile astea, știați că ăsta era făcut atunci. Da. Făcusem ăsta, decât că nu-i băgasem spumă. Uite, am băgat spumă pe aici. A izolat așa frumos. I-am băgat spumă rău ca să nu mai intre. Aici mi-a ieșit spumă, să-i mai bag eu de nou. Mi-a ieșit. Spumă? Artur, hai să... Sistemul de living. Sistemul ai de living. Ai dărâmat peretele, asta ne... Am dărâmat peretele. Ai dărâmat peretele de aici. Am luat peretele de aici și l-am pus aici. Știți, la noi e o formă de Lego. Adică am luat peretele de aici și unul l-am dus aici. L-ai dus mai încolo. Dar nu v-am explicat că așa o să fie. V-ați de rândul trecut că așa o să vină. Sistemul de living. Iei peretele de aici și îl duci aici. Ce? Nu e mare greutate. Nu e mare greutate. Duci peretele de aici ca să-l pui aici. Așa, cum ai? De aici l-am pus aici. Ai luat peretele? Am luat peretele. Nu mai știu, din ce era el făcut? Tot din... Aceeași perete care e în spatele dumneavoastră era, decât că nu mai am rigipsul. Rigipsul, că a fost pe porțiuni mici aici pus rigipsul și aici n-am avut, trebuie să pun pe porțiune mare acum. Am luat stâlpii de aici, uite, să și vede unde a fost ușa, uite că a rămas tot. Ușa aia albă, care era afară. Da. Care e afară, da. A rămas aici, tocul, că n-am avut să-l mai scot. Am scos frumos geamul, am scos stâlpii pătrați, că erau băgați în jos, la dușumea cam atât în jos. 20 de centimetri. Le-am dat cu șocan de sus, că eu știam cum sunt prinși, știu că sus nu sunt bătuți în cuie. I-am scos de aici, frumos. De aici, după ce am scos toți pătrații, i-am zis, Ramona, trebuie să-i facem dincoace. Ei, în momentul când i-am făcut dincolo, am măsurat. Eu știam că ea avea 6 metri, casa. Nu mai decât 5 metri 40. Am vrut să împart pe din două, eu practic, să fac două camere. Dar cum era să fac? Că atunci ca să fac pe jumătate trebuia să am 2,20 m într-o parte, 2,20 m într-o parte. Era camera prea mică la 2,20 m. Atunci a zis, mergem cât se poate, cât ne permite în spate. Trebuie să mă dau să vedem peretele astea. Ca să facem o cameră mare. Și zis și făcut. Zic, mergem cât se poate în spate ca să avem o cameră mare. Și am venit până aici, uite așa, și am zis așa. 1, uite, 2, 3, 4 metri. Deci 4 metri, până acolo. Ăsta a fost primul pas. Zici că ăsta a fost primul pas, să fac camera asta mare aici. Sistemul de living. Sistemul ăsta, care se vede acum. Și după ce am demontat pereții, trebuia în același timp să mă și grăbesc rapid, că venea seara și nu aveam unde să te mai culci, pentru că venea frigul și sova nu ți încălzea, că atâtea găuri aici n-avea cum să mai încălzească. Că de moment ce am dat drumul de aici, eu trebuie să fiu conștient că în momentul când am dat. Eu am fost conștient că în momentul când dau drumul de aici la perete, automat frigul vine. Eu trebuie să fac rapid ceva de seară, că până pot să iau rigipsul, ca să pot să continui. Și atunci, ce am făcut? Am mutat pare aici. Dar pare nu se mai ajungeau la înălțime acum aici. Ei au fost băgați în jos, dar tot nu se ajungeau sus la tavan. Eu știu că aici e tavanul mai sus ca aici. Aha. E mai jos aici, de-aia se ajungea. Și era sub temelie, de-aia se ajungeau. Ei cu atât nu se ajungeau. Și atunci ce am făcut? Poți să dai tu perdeaua sau da. Nu poate da? Da. Atât. Și atunci ce am făcut? Ca să pot să fiu sigur să am o rezistență, o marjă de
siguranță și că nu vine peretele peste mine. I-am zis, Ramon, luăm niște pătrați. Am tăiat din vechiul acoperiș de sus pătrați cu fierăstrău. La acoperișul vechi care rămăsese, știți? Care rămas și ăla vechiul care era pe sub ăla. Știu, da. Așa? Și am tăiat pătrați și am venit cu ei și uite ei. I-am pus, uite. Am pus jos punte. Am pus de acolo până acolo. Cât ține camera, am bătut pătrați pe dușul meu. Jos. Am bătut jos pătrați. Peste ei am venit cu încă un adaus și am pus păște. Uite. Uite că se și vede adaus, uite la aici. Peste ei am venit cu încă un adaus și am pus păște aici. Ei, venind cu adausul, ei erau mult prea înalți acum, pătrații. Și atunci, ca să fiu sigur că nu îmi fuge de sus, că nu există riscul să fugă de sus, am măsurat cât au pătrații și am tăiat cu cuțitul din izolație până am ajuns, până am dat sus de rigips, aia 2 cm, care e. Nu cred. Și am băgat pătratul în el ca într-o gaură. Și el de aici, uite, unde să mai duc? Uite. Chiar că se mișcă el, dar aici n-are unde să mai plece. Da, se mișcă. Ce dacă se mișcă? Și aici? Eu o să-i dau cu spuma sus acolo. Acolo sus va veni spuma. Îl țin la drept și îi bag tubul și îi dau cu spuma roată pe aici. Și se întărește în spuma. Și jos aici îi bat cuie. La încheietură. Și aici? Mai departe? Și aici o să vină ușa. Nu, mai nu, aici. Astea două. Aici astea două tot la fel le-am făcut. Tot așa, ai băgat. Tot așa, toate sunt făcute și decât cu ăla n-am avut ce să fac, că trebuie să tai și rigipsul ăla automat, te cupăm pod. Că n-am avut cum, chiar prea lung. Dar nu există riscul să tavanul ăsta nu. Să-ți spargă, să... Nu, pentru că eu, acum, când o să pun peretele de rigips și când o să pun ușa asta mare de sticlă, aici o să pun. Unde o pui? Aici. Pe balamarca așa aia. Pun ușa aici. Păi eu cum mă uit în chilie, cum mă uit în drum, dacă n-am geam? Dar nu e grea? Nu e grea. Nu e că nu ține podul. Stă jos. Și eu o să mai vin cu traverse de pătrați de ăștia de 8x8, dar aici, din ăsta, în ăsta o să-i bat. Ca o rezistență la tavan. Am înțeles. Da. De ce bat ca o rezistență? Pentru că în momentul când îi pune acolo, o să vin până cu geamul ăsta. În partea asta mai mare o să vină geamul ăsta montat aici, iar ăsta la altul o să vină în partea mai mică montat. De ce pun geamuri? Că puteam să nu mai pun. Dacă nu pun geamuri, trebuie două foi de rigips. Dacă pun geamurile, trebuie numai o foaie. Că o parte din geam ocupă el până pe aici și mie trebuie doar cât un metru de rigips pe parte, un metru pe parte. Și niște bucățele pe partea asta care le mai am din cel vechi. Pot să recuperez și pe ăla să mai pun pe aici. Și felul ăsta l-am făcut. Și pe urmă, după aia, înainte de a-i pune riglele alea aici, de stâlp în stâlp, o să mă asigur dacă ușa se încadrează în pătrați, aici. Eu am făcut-o la măsură, dar nu pot să știi, pătratul mișcându-se să mai mișcă, să mai deplasează.